Creșterea pragului electoral la 7% și eliminarea pragului alternativ pentru UDMR, care îi permitea intrarea în Parlament dacă ar fi obținut un prag de 20% în 4 județe, este propunerea a 16 inițiatori. Aceștia invocă în proiect fragmentarea politică de după ultimele alegeri și nevoia de stabilitate guvernamentală în contextul internațional actual. Având în vedere faptul că în anul 2024 vor avea loc alegeri pentru Camera Deputaților și Senat și că în actualul context internațional România are nevoie de stabilitate politică și economică pentru următorul ciclu electoral, propunem următoarele modificări legislative. Majorarea pragului electoral de la 5% la 7% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel național pentru asigurarea formarea unor majorități stabile și stabilitate guvernamentală. Eliminarea unei prevederi discriminatorii din cuprinsul articolului 94 alinia 2, respectiv coexistența unui alt prag, 20% din totalul voturilor valabil exprimate în cel puțin 4 circumscripții electorale pentru toți competitorii electorali, în condițiile în care senatorii, deputații reprezintă, potrivit Constituției României, reprezintă în integralitate poporul român, nu doar în 4 circumscripții electorale, potrivit proiectului citat. În ultimele două legislaturi, Parlamentul a investit 7 guverne, Grindeanu, Tudose, Dăncilă, Orban, de două ori Ciucă și Ciolacu. Creșterea pragului electoral ar afecta direct UDMR, care ar fi eliminat din Parlament. UDMR a fost eliminat de la guvernare la realizarea rocadei între PNL și PSD pentru preluarea conducerii guvernului. Acest lucru ar crea probleme foarte mari pentru UDMR, care obține de obicei în jur de 6% din voturi și ar împiedica comunitatea maghiară să își trimită reprezentanții politici în legislativul românesc. PSD și PNL spun că doresc să creeze mai multă stabilitate în România, să reducă fragmentarea spectrului politic, însă dacă acest proiect de lege va fi votat în Parlament, atunci înseamnă eliminarea UDMR din sfera politică românească. Cu un an înainte de alegeri, membrii comunității maghiare consideră acest demers unul extrem de ostil, care îi împiedică pe membrii comunității maghiare să facă parte din legislativul românesc, dar și pe cei din UDMR să facă parte în viitor din guvernul României, se arată într-o analiză realizată de asociația Mico Imre. Liberalii susțin că nu au discutat la nivel de partid această chestiune și că ideea este una individuală. Nu a fost o inițiativă la nivel de partid, ci una individuală a unui coleg. Nu avem stabilitate, o opinie politică pe acest subiect. Nu avem stabilită o opinie politică pe acest subiect. Nu știm când o să discutăm chestiunea. Dacă vom face acest lucru, vom anunța public, declară Ionuț Stroie, purtătorul de cuvânt al liberalilor.